La 28 septembrie în fiecare an este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva rabiei în statele membre ale Organizației Națiunilor Unite. Decizia Alianței Mondiale pentru Controlul Rabiei de a stabili această zi a fost luată cu scopul de a informa populația despre riscul de îmbolnăvire și de a oferi informații asupra modului de prevenire și asupra modalităților prin care cetățenii și instituțiile pot ajuta la eliminarea principalelor surse prin care se poate contacta această boală. În România, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este autoritatea statului cu cea mai mare implicare în eradicarea rabiei, care elaborează anual programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului. Despre această boală vorbim astăzi cu doamna dr. Nicoleta Dimitriu, manager de dezvoltare și medic primar medicină de familie în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Doamna doctor, spuneți-ne pentru început, ce este rabia? Rabia, cunoscută popular ca și turbarea, este o boală infecțioasă virală a mamiferelor cauzată de un virus, virusul rabic. Acesta se găsește în saliva animalelor și afectează creierul și măduva spinării, atât la animale cât și la oameni. Animalele infectate cu acest virus pot răspândi boala prin intermediul salivei sau contactului cu țesutul cerebral. Ce cauzează rabia? Cum ajunge aceasta la oameni? Oamenii se pot îmbolnăvi de rabie în urma mușcăturilor produse atât de animalele sălbatice cât și domestice. Foarte rar și animalele de companie pot transmite virusul, dar cum vaccinurile acum sunt eficiente, nu prea se mai întâmplă asta. De asemenea, sunt foarte rare cazurile când unele persoane se pot infecta fără să fie mușcate de un animal infestat, fie prin manipularea unui animal care e infestat, fie prin inhalarea virusului, mai ales în locuri în care acesta se găsește în cantitate foarte mare. Care sunt simptomele rabiei? Perioada tipică de incubație a virusului rabic este de 4-6 săptămâni, perioadă în care nu prea apar semne ale bolii. Primele simptome care apar includ durerea și amorțeala la locul mușcăturii, pot apărea anxietate, slăbiciune, disconfort, hidrofobie, teama de apă, aerofobie și sau delir. Adesea, persoana infectată întâmpină episoade de febră, tremurături, spasme dureroase sau salivație intensă. Cum se pune diagnosticul de rabie? Diagnosticarea rabiei se face rapid cu ajutorul testului direct cu anticorpi fluorescenți. Este un test uzual, rapid, care detectează proteine ce alcătuiesc virusul rabic. Testul se face prin prelevarea unei mostre de țesut din zona potențial infectată. Mai există testul de polimerizare în lanț. Acest test detectează materialul genetic ADN al proteinelor din virusul rabic. Este foarte exact și poate fi făcut din salivă, lichid cefalorahidian sau oricare alt țesut. La ce tratament sunt supuși pacienții cu rabie? După o expunere posibilă la virusul rabic, se impune curățarea rănii, în primul rând, și vaccinarea, pentru că acestea sunt cele mai eficiente metode de a stopa răspândirea infecției. În cazul expunerii la virusul rabic, este necesară administrarea unor vaccinuri specifice. Acestea constituie terapia post-expunere. Vaccinarea ajută sistemul imun să combată boala în stadiile timpurii. Când se administrează vaccinurile înaintea apariției simptomelor severe, ele previn de obicei dezvoltarea infecției și cresc șansele de recuperare. Vaccinul este administrat în funcție de riscul de expunere la virusul rabic. Vă mulțumim tare mult pentru informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi astăzi doamna dr. Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Pentru informații și programări puteți suna la numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230030. Puteți trimite de asemenea mesaj pe WhatsApp la 0745 375 427 sau vă puteți prezenta la sediul spitalului din șoseaua Nicolina numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași. We'll be right back.